Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre validarea mandatului primarului general. Salut prezența în studio a domnului Maxim Lebedinski, consilier prezidențial. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și a domnului Vitalie Catan, analist politic. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Bună seara. Domnule Lebedinski, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune. Partidului Socialiștilor li s-a adus o serie de, nu știu, acuzații, dacă ar fi termenul cel mai corect, că ei sunt cei care cer ca să nu fie validat mandatul primarului nou ales, a domnului Năstase. Haideți să discutăm pe marginea acestui subiect și să facem claritate, pentru că până la urmă, pe parcursul zilei de astăzi, și domnul Ceban, în cadrul unei conferințe de presă, a aruncat lumina asupra acestei probleme. Socialiștii nu sunt cei care cer ca să nu fie validat mandatul. Domnul Adan, vă rog. Eu foarte mult nu iubesc acest cuvânt, dar da, cred că mai potrivit decât în acest caz nu va fi. Este un populism promovat de persoane al de Andrei Năstase sau sateliții săi. Ce am văzut, spre exemplu, în aceeași zi a alegerilor, una din acțiuni care a fost, de fapt, contestată și acționată instanță de către reprezentanții PSRM-ului. Domnul Andrei Năstase, ieșind în emisiune directă pe Facebook, striga în gura mare că el a depus 30 de contestații și iată mai semnează chiar acum încă 7 în prezența oamenilor. Eu n-am văzut nicio contestație să fie prezentată de către dumnealor chiar în acest proces de validare a mandatelor, unde trebuie să fie examinate toate materialele, toate hotărârile, toate contestațiile care au fost pe parcursul întregului proces electoral. Cum a fost populism în acea zi, așa este populism și acum. Este o esterizare artificială a electoratului și a său și a oponentului, nu contează. Prin această metodă, ei, unu, vor să-și ridice ratingul politic, doi, vor să se victimizeze în cazul în care nu vor avea rezultatul scontat, trei, vor să arunce o pată neagră asupra oponenților săi, fiindcă ei altfel nu poate să explice greșelile sale și încălcările de legi care au fost comise de către ei, da, decât să se victimizeze. Partidul Socialiștilor, din câte am văzut eu și din câte am studiat, au fost în primul rând, imediat după alegeri, depuse două contestații care au trecut până la Curtea Supremă de Justiție. În ambele cazuri s-a solicitat doar constatarea faptului încălcării. La fel și în poziția PSRM-ului, care a fost depusă sub formă de referință în cadrul dosarului de validare, s-a solicitat doar constatarea încălcărilor. Okay. Reprezentantul PSRM-ului și nimeni altul nu a solicitat invalidarea rezultatului alegerilor. Ce înseamnă asta? Și domnul Ceban, cum ați menționat, foarte clar a explicat care este scopul. În anul 2014 a apărut billboardul unde era domnul președinte Igor Dodon, pe atunci candidat în deputați, doamna Zinaida Greceană, președintele PSRM-ului, și domnul Vladimir Putin, președintele Federației Ruse. Ulterior, în cadrul alegerilor din Găgăuzia, la fel au fost prezenți deputați din Federația Rusă în susținerea doamnei Vlah. Domnul Tudor Deliu, imediat după aceste alegeri, chiar înaintea alegerilor locale generale, vine cu un proiect de lege, prin care în articolul de atunci 47, acum parmis este 52 sau 53 în nouă redacție a codului electoral, introduce o sintagmă în care în mod imperativ interzice utilizarea sub orice formă a persoanelor străine în acțiune de agitație electorală. Sancțiunea pentru această încălcare este excluderea din curs, alături de altele, cum este finanțarea ascunsă și așa mai departe. Mai multe aspecte. Da. Ele sunt foarte limitative. Și anume din acest aspect iese domnul Deliu cu un discurs foarte dur la tribuna Parlamentului care condamnă acțiunile PSRM-ului și este clar că această normă se face împotriva PSRM-ului, ei aplică această normă, PSRM-ul respectă cu strictețe și în 15 și în 16 și acum respectiv menționez că domnul Ion Ceban a avut înaintea de înregistrarea sa în cursul electoral întrevederi cu primarul de Minsk, cu primarul de Baku, dar nu era depusă nici cerere de înregistrare a domnului Ceban la acel moment.
și nici nu a fost luată decizia organului competent de a-l delega pe dânsul în calitate de candidat a PSRM-ului în curs. Adică PSRM-ul respectă pe deplin tot cadrul legal, când pe de altă parte, persoanele care se bucură de susținerea doamnei Maia Sandu, care în 2015, la acel moment, da, era și ea parte a PLD-MEU, de PLD-MEU însuși, care l-a susținut în mod direct pe domnul Năstase, adică dumnealor vin cu o normă care interzice o anumită acțiune și tot dumnealor o încalcă cu un zâmbet pe față și spun că asta este ceva normal sau că persoanele singure de la sine au decis. Domnul Năstase pleacă în România, domnul Năstase pleacă în Viena, pleacă în alte părți, își face întrevederi oficiale, apare pe poze alături de aceste persoane, dumnealui promovează aceste postări sau membrii la organele de conducere a partidului care l-a delegat. Același jurnal TV face aceeași publicitate, apropo, în 2015, jurnalul... Ca să nu facem publicitate și noi posturilor de televiziune. Nu fac publicitate. Eu explic foarte cer și clar cine ce a făcut. Da, revenim la aceste aspecte. Adică, acei care astăzi se victimizează, conștient încalcă legea care a fost promovată de tot acei care i-au susținut până în prezent și spun că ei sunt atacați de către cineva. Eu repet, PSRM-ul nu a solicitat sub nicio formă invalidarea rezultatelor alegerilor. A solicitat constatarea faptului încălcării. Ce se întâmplă în una din decizii? În cazul în care instanța spune că aceasta este încălcare, înseamnă că ea urmează a fi stabilită. A influențat sau nu a influențat rezultatele alegerilor. În cazul în care instanța va forma o practică prin care va spune că această încălcare nu influențează rezultatele alegerilor sau că aceasta nu constituie o încălcare a legii, atunci oricare alt concurent electoral în alegerile din toamnă va putea să-și permită să facă fix aceleași acțiuni care le-a făcut și domnul Năstase. Eu, în calitate de ziarist, trebuie să fac aici o mică remarcă. Pe parcursul zilei de astăzi am încercat și am luat legătura cu reprezentanții Partidului Demnitate și Adevăr, pe care i-am invitat la această emisiune. Dânșii ne-au spus că nu pot da curs invitații pentru că așteaptă decizia judecății, după aceea se vor întâlni la partid în cadrul unei ședințe. De aceea, poate nu sunt în studio prezenți reprezentanții acestui partid. Domnule Catană, haideți să vedem. Domnul Lebedinski a utilizat constatarea faptelor și până la urmă, în acest context vreau să vă întreb, dacă nu-mi scapă ceva, data de 21 este termenul limită, ziua de joi, ar trebui ca să avem un veridict, iau în ghilimele de rigoare, sunt validate aceste alegeri sau nu? Vă rog. Aici eu cred că problema comportă câteva aspecte și voi încerca în răspunsul meu să le evoc. În primul rând, să spun așa, aș invoca contextul. Și vreau să spun că trebuie pornit de la vechea vorbă înțeleaptă că ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și aici le-aș aminti celor de la Partidul Demnitate și Adevăr și aliații lor politici, că atunci când s-a examinat validarea rezultatelor pentru alegerile pentru președintele țării, noi am asistat exact la aceeași situație. Mai mult chiar, cei de la partidul doamnei Sandu au făcut abuz. Curtea Constituțională a trebuit să facă rabat de la niște principii, tocmai pentru a nu a fi acuzată de o atitudine preconcepută față de acel partid și a examinat în condițiile în care a insistat acel partid. Iar asta a presupus și tergiversarea, dacă vă amintiți, a validării propriu-zisa. Da. Deci s-a forțat atunci nota. Și acum să vii cu acuzații împotriva adversarilor. Asistăm la efectul bumerangului, da? Da, adică e o situație în oglindă, în opinia mea, și nu mi se pare corect să acuz pe alții pentru ceva ce ai făcut și tu anterior. Da, în viziunea dumneavoastră a fost o încălcare? Iată, în ce privește aici trebuie definit. Bedinschi. Legea într-adevăr prevede că nu pot fi implicate persoane străine în campaniile electorale naționale, oricare ar fi nivelul lor. Și aici sigur că va trebui definit ce înseamnă asta. Pentru că, într-adevăr, va trebui nuanțat. Și legea va trebui probabil să specifice cumva în viitor. Pentru că, de exemplu, avem alegeri locale.
putem presupune că un primar în exercițiu are o întâlnire programată anterior cu un alt primar dintr-o altă țară, de exemplu. Este asta o susținere sau nu este? Sau în alegeri pentru Parlament, de exemplu, avem prim-ministru, are întâlniri programate cu un an în urmă cu un alt prim-ministru sau președintele Parlamentului și așa mai departe. Deci eu cred că trebuie să fie specificat și definit foarte exact ce înseamnă acțiune electorală propriu-zis și asta nu este atât de dificil. Da, dar de această dată timpul este limitat. Dacă, bine, acum instanța trebuie să dea oricum o decizie în condițiile legii actuale și va trebui să nuanțeze ea prin atunci când va da hotărârea motivată. Eu cred că dacă, de exemplu, o persoană s-a deplasat anumit cu acest scop, de exemplu, și-a organizat o întâlnire, el în calitate de candidat, deci ca agent electoral, eu cred că poate fi într-un fel definită ca fiind o acțiune electorală. Și aici este de discutat. Orice caz, acțiunea, deci privind constatarea faptelor, este una legitimă, deci nu poate fi libertatea de acces la justiție. E un drept constituțional, un drept garantat, procedural. Și atât timp cât suntem în termenele legale și este exercitat un drept prevăzut de lege, nu văd care este problema și de ce ar trebui să facem caz mare din asta. Domnule Catană, până iată la ora care ne prezentăm această emisiune, că nu avem o decizie a instanței de judecată, dar oricare ar fi ea, va ridica probabil semne de întrebare. Dacă se merge pe ideea de validare, atunci la următoarele alegeri, toate partidele politice practic se vor aventura în a atrage anumite personalități politice de pe seama cărora să obțină anumite dividende politice. E așa? Sau cum? Nu. Eu cred că legea trebuie respectată și aici colegul a invocat foarte bine că una este să se constate o ilegalitate și alta este să se constate faptul că acele ilegalități au fost de natură să schimbe rezultatele alegerilor, să influențeze în mod decisiv, astfel încât niște rezultate previzibile pot fi răsturnate prin viciile comise. Și aici, de exemplu, putem admite, de exemplu, dacă s-a constatat o faptă, o încălcare, s-a cuantificat că ea poate însemna un anumit număr de voturi. Cum a fost și, apropo, și în cazul cu decizia Curții Constituționale privind mandatul președintelui Dodon. Curtea Constituțională a constatat încălcările, dar a constatat că numărul acestor încălcări nu depășește matematic numărul pe care, cu care Dodon a depășit-o pe Maia Sandu în turul 2 pentru alegeri prezidențiale și atunci curtea a considerat că matematic acele încălcări nu au cauzat influențarea rezultatelor alegerilor. Deci sunt lucruri diferite, influențarea și constatarea faptelor. Deci de asta am spus că și avem și precedente și în Statele Unite. La fel, Congresul, când a obținut acel raport, s-a constatat că există încălcări. Dar la fel, s-a constatat că ele nu au fost de manieră să vicieze rezultatele alegerilor. Deci alegerile în care au candidat Trump și Clinton. Și rezultatele ca atare au fost admise și acceptate de către toți concurenții. Domnule Lebedinski, pe domnul Catan îl întrebam ce se întâmplă în momentul, de fapt, validării. Pe dumneavoastră v-aș întreba ce se întâmplă în momentul invalidării. În fine, legea prevede în mod foarte clar că în cazul în care se invalidează rezultatele alegerilor, respectiv, urmează să survină și hotărârea Comisiei Electorale Centrale privind declararea nulității alegerilor. Dacă în urma hotărârii instanței de judecată se constată vinovăția fie a organului electoral, fie a unui concurent electoral, atunci, dacă vorbim de organul electoral vinovat pentru cauzarea situații de invalidare a alegerilor, se înlocuiește organul electoral respectiv. Dacă vorbim despre concurentul electoral, atunci se declară alegeri repetate și concurentul electoral se exclude. Regula generală este că la alegerile repetate se organizează cu aceiași candidați, cu aceleași liste electorale. Adică aceiași cetățeni care au beneficiat de dreptul de a veni la vot vor avea aceeași posibilitate să o facă din nou.
În cazul în care, prin hotărâre instanței de judecată, se va decide a exclude un concurent electoral pentru o încălcare, atunci respectiv, rămâne celălalt... Da, rămâne un singur concurent electoral. Problema este mai globală. Eu mă uit și din punctul de vedere că a fost membru a Comisiei Electorale Centrale. Spuneți-mi, da. Din partea lui Andrei Năstase a fost o campanie murdară. Domnul Catana spune că trebuie de văzut, adică dacă a avut pur și simplu întrevederi, da, să zicem, de nu serviciu. Știu, fie de serviciu, fie prietenești și cum s-a făcut. Dar eu niciodată nu am spus să explic chiar și să fiu avocatul lui domnul Năstase, cu ce ocazie domnul Năstase, mă scuzați, chiar fac publicitate, se duce la Realitatea TV din România, la o emisiune unde... pe parcursul la 40 de minute, se discută despre alegerile din Chișinău, unde moderatorul emisiunii face agitație lui Andrei Năstase, cetățeanul altui stat, televiziunea altui stat, care nu a fost acreditată de Comisia Electorală Centrală să, cu dreptul să reflecte. Atenție, eu nu am spus că Năstase s-a dus acolo, nu, eu am spus că rămâne să discute, decizie raportat la situația lui. Catan, și am invocat alte situații care nu sunt cale lui. Eu nu v-am învinuit. Da. Eu vorbesc, dacă îți comparăm, spre exemplu, declarațiile lui domnul Joseph Daul sau altor politicieni europeni sau din România, nu contează. Dar aici, el se duce conștient la emisiune care are unic subiect alegerile din Chișinău, unde el acceptă toată agitația care se face pentru el, unde el iarăși se victimizează. Sau participarea domnului Năstase împreună cu domnul Ion Ceban la dezbatere la alt post ProTV de la noi, unde dumnealui arată SMS-ul, unde cetățean străin îi spune că îl susține și el spune că uite, politicianul este străin, mă susține. Și el asta o face conștient în cadrul emisiunii. Unde domnul Ceban îi pune o întrebare foarte simplă. Tu ca jurist, ca avocat, consider că asta ilegal este sau nu încălcare de lege. Și domnul Năstase fuge. A fost de... foarte evaziv în răspuns. Mai mult decât evaziv. Noi trebuie să înțelegem că atunci când tu vrei să câștigi, sunt unele limite și legale și morale. Dacă pentru tine nu contează sub ce formă tu câștigi, nicio problemă. Domnul Ceban l-a felicitat chiar în acea seară. Dacă domnul Năstase îi place să fie un primar care a avut un câștig murdar, așa să fie. Dar rămâne la discreția instanței să constate. Ceea ce și-a dorit PSRM-ul a fost doar stabilirea unor reguli certe și clare. La momentul în 2014, când eram reprezentant cu drept de vot consultativ la CEC, sau în 2015, când eram și eu candidat în consilier municipal, da, am aplicat o regulă foarte simplă. Dacă eu vedeam o normă incertă, fie că era regulamentul Comisiei Electorale Centrale, fie că era codul electoral, făceam o adresare către Comisia Electorală Centrală să fie stabilită care este modul de aplicare a acestei norme. De ce? Fiindcă noi nu am vrut niciodată să încălcăm legea. Și am vrut ca aceste rigori să fie aplicate uniform pentru toți. Nu este o problemă să faci o anumită acțiune, dar această practică trebuie să fie uniformă aplicată pentru toți. Iar aceste duble standarde care le practică și domnul Năstase și prietenii săi, nu știu, da, pentru mine ele sunt josnice. Domnule Catana, haideți să ajungem în albia câmpului legal și să vedem. Iată, dacă aceste alegeri nu sunt validate, avem vacanța funcției de primar? Cine exercită de fapt această misiune? Primarul interimar în condițiile în care avem mai puțin de un an până la viitoarele alegeri? Da, se intră în situația interimatului și se aplică... Asta ar însemna domnul Codreanu la modul practic până la viitoarele alegeri? Da, 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 da. Sau de la decizia Consiliului Municipal. Dar eu aici observ o anumită forțare și... Nu putem, chiar dacă insistați pe partea legală, da, fiind vorba de câmpul politic, nu putem să evităm politicul și vreau să explic și de ce. Eu cred că, din păcate pentru noi ca cetățeni ai municipiului, nu probabil din perspectiva domnului Năstase. Eu cred că, știți, domnul Năstase este un, poate chiar, nu neapărat confirm cuvintele colegului, dar admit că dânsul în mod conștient a utilizat în anumite situații legea și cred că
acum i-ar prinde ca o pâine caldă, de exemplu, invalidarea alegerilor pentru a se victimiza. Asta ar însemna proteste, cel puțin, pentru că am văzut... Asta înseamnă o lovitură puternică de imagine. Deci, una e când, de exemplu, nu sunt, rezultatele sunt la limită, nu sunt certe. Aici s-a constatat că dânsul a câștigat, victoria lui a fost recunoscută și de către contracandidatul său, Ion Cioban. Și atunci, dacă aceste alegeri sunt invalidate, pentru campania care vine din toamnă, vine ca pâinea caldă o asemenea decizie de invalidare. Și eu cred că el asta e posibil să forțeze la acest, și de aia și-a comis probabil niște încălcări, repet, în mod voluntar, tocmai pentru că nu îl interesează funcția. Aici vreau să ajung. Nu cred că pe dânsul îl interesează și în parte dânsul aș confirmat că nu, scopul lui sunt alegerile parlamentare. Nu îl interesează alegerile pentru primărie. Și eu lucrul ăsta l-am invocat în campanie și i-am acuzat pe toți candidații, ca să nu se creadă că am luat partea cuiva. Domnule Cătan, dar de ce s-a ajuns până aici? Ce a făcut instituțiile abilitate? Noi am avut ziua premergătoare a legilor. Asta este lege. Eu vorbesc și despre consecințele aplicării legii. Da, noi putem să aplicăm rigoros legea, să vedem. Dar între timp, nu știu cum e mai bine. Până la urmă, eu ca persoană care pledează pentru aplicarea legii, sigur că e bine să fie aplicată legea, oricare ar fi consecințele acestea. Dar eu vorbesc aici de latura care ține de comportamentul propriu-zis a acestor oameni. Și trebuie să explicăm, pentru că ne aflăm și în câmpul politic, suntem cetățenii acestui oraș și iată, riscăm să ajungem, și oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru. Cu oameni care vin și declară aproape deschis că nu interesează de fapt funcția de primar și cu toate astea candidează pentru a-și face campanie pentru viitoarele alegeri parlamentare. Să fie o trambulină pentru parlamentare. Mi se pare lipsit de onestitate în raport cu cetățenii, pentru că pe mine, ca om care locuiește în oraș, mă interesează, iertați-mă, să pot să merg pe trotuar deja, să am loc. Nu mai zic să fie curate, să fie igienizate la timp și tot așa. Măcar deja nu mai ai loc, iertați-mă. Trebuie să mergi prin Chișinău ăsta în zigzaguri. Trebuie să traversezi pentru că în partea aia mai este trotuar. Trebuie să iarăși să intri pe carosabil uneori. Recunosc lucrul ăsta și am mai spus-o. Uneori prin Chișinău ca să circul nu mai poți pe trotuar. Trebuie să mai intri și pe carosabil. Știți treaba asta? Deci asta e nu mai spun de alt, de arhitectură, de încălcări, e colcă aici și eu cred că ar fi trebuit să fi avut niște candidați care realmente sunt interesați de lucrurile astea și nu de lucruri pe care le fac unii concurenți. De aia, în raport cu domnul Năstase, nici nu știu chiar politic vorbind, ce este mai bine, să îi se aplice legea riguros și să fie înlăturat, să intrăm din nou în campanie electorală, peste un an, de fapt, oricum peste un an avem, sau să fie de fapt interimatul și atunci să cupe cineva de primărie așa cum poate, fiind sub mandatul interimatului, fie domnul Năstase să fie lăsat să vedem ce este capabil dânsul în calitate de primar să facă în continuare. Domnule Lebedinski, dacă permiteți, doar să fac o mențiune. Spuneți. Eu eram consilier municipal în 2015, ales, și domnul Ion Cioban la acel moment exercita funcție de deputat în Parlament. Avea jumătate de an de mandat abia când intrase. Și domnul Ion Cioban a renunțat la funcție de deputat în Parlament, anume pentru a veni în primărie. Anume pentru a fi alături de cetățeni. Dar ce va face Andrei Năstase sau ce mai bine de făcut, indiferent de decizie instanță... Să se aplice legea, oricum. Indiferent de decizie instanță, că va fi pentru susținerea dumnealui, că va constata sau nu va constata încălcările, practica lui Andrei Năstase este următoare. Șef se oprăpală. Dumnealui iar va isteriza, cetățenii iarăși se va victimiza. Eu spuneam lucrurile care am spus tocmai în contextul că nu știu dacă el sincer își dorește funcția de primar, pentru că acolo deschideți pagina lui de Facebook și uitați-vă ce a făcut el astăzi pe parcursul zilei cât s-a examinat acest proces. Nimeni nu știe
ce este acolo în lăuntru decât cei care asistă. Camerele video au fost excluse ca să nu se facă înregistrare video, așa este prevederile legii. Și Andrei Năstase iarăși scrie că socialiștii solicită excluderea din cursă, că socialiștii nu știu ce au mai făcut. Asta totul va fi combătut, fiindcă toată ședința se înregistrează audio, însă și de instanță de judecată. Și eu vă asigur că în momentul când va fi ridicat înregistrările audio, cetățenii o să poată să convingă ce poziție a avut PSR meu în cadrul ședinței de judecată și Andrei Năstase nu va mai putea să ducă în eroare cetățenii. Dar în orice caz, dumnealui va încerca în continuare să semene o panică în societate prin care să invoce precum că principiile democrației sunt încălcate. Am auzit că vrea să se adreseze la CEDO fără nicio problemă, este dreptul lui, dar noi trebuie să înțelegem că acționarea în instanță, asta nu înseamnă că tu ai dreptate. Da. Spuneți-mi, rog, data alegerilor pentru primul tur este suficientă pentru ca să avem la mijloc acel an pentru desfășurarea unor alegeri sau altor alegeri locale? Eu vă spun în felul următor. Eu nu invidiez foștii mei colegi din Comisia Electorală Centrală, fiindcă anume ei vor urma să ia decizia cu privire la anumite acțiuni în cazul în care va fi o hotărâre în instanță de judecată. În practică, până în prezent, nu au fost situații similare. Ce poate să se întâmple? Într-o variantă, poate să meargă în strictul sens o lege și să se consideră că scrutinul electoral, adică alegerile, este și alegerile repetate, este în ziua aceea și ele nu pot fi petrecute în ultimul an de mandat, sau să se meargă pe principiul că totuși vorbim de scrutinul din 20 mai și este o acțiune continuă care a început până la finisarea acestui an de mandat. Ce se va întâmpla și ce va fi, cred că nici Comisia Electorală Centrală nu cunoaște până nu va avea o hotărâre. Dar noi avem vreun precedent atunci când au fost validate? Nu au fost asemenea cazuri până în prezent. Practic, cel puțin eu nu țin minte în istorie că Comisia Electorală Centrală s-a avut o asemenea dilemă când să fie necesar de a organiza nici chiar turul 2 sau alegeri repetate în ultimul an de mandat. Deci va fi foarte interesant. Domnule Catan, sunteți și avocat. Haideți să aflu cel puțin poziția dumneavoastră. De ce s-a tergiversat atât de mult? Iată, colegii noștri din regie urmăresc cu sufletul la gură, poate din clip în clip avem o decizie. Ziceam, suntem în data de 19, au urmat câteva proceduri legale, în fond, și suntem într-o incertitudine până la urmă. Pentru că volumul este unul și depinde de ce au prezentat părțile. Dacă părțile au prezentat un volum foarte mare de materiale, fizic este dificil foarte rapid să iei o decizie. Chiar și în dosare comune, unde volumul este mai mic, instanța de multe ori, de exemplu, și ia timp după ce se termină practic procedura cu pledoariile și cu până la etapa de deliberare, își lasă deliberarea, ia pauză un timp pentru a examina materialele din dosar. Plus, sigur că fiind un dosar cu valențe politice, deci cu implicarea mai multor persoane, faptul că aceste persoane vor să pledeze și de multe ori ele prezintă un volum mare de informație, de propriu zis de pledoarii, de exemplu, după asta materiale. Și asta sigur că durează. Deci, eu cred că treaba asta este cauzată de volumul de lucru. Și nu cred că putem suspecta aici alte probleme. Da, dar domnule Berdinschi, la începutul acestei emisiuni încerca să enumere anumite încălcări făcute chiar în ziua tăcerii și așa mai departe, făcea referire la legi. Pentru dumneavoastră trezește neclaritate sau oricum îndrăznesc să vă întreb, există mixtiunea politică? Da. Mai ales eu cred că s-au invocat mai multe situații, mai multe fapte. Fiecare faptă trebuie... Eu sunt de acord cu domnul Catan. Vă rog, spuneți. Doar am exemplificat categoriile de încălcări sau anumite solicitări. Da. Dar instanții se prezintă practic tot dosarul. Toate procesele verbale, turul 1, turul 2, toate contestațiile, toate hotărârile instanțelor care au fost, toate hotărârile consiliilor electorale, fiindcă o parte din încălcări pe parcursul se constată de organele electorale, o parte se constată de instanțele judecătorești. Iar instanța care
are în sarcine să examineze validarea alegerilor, examinează tot ansamblul de acte. Ei nu se limitează doar la ceea ce a fost în ziua alegerilor sau la ceea ce a fost prezentat. Adică instanța examinează pe ansamblu toate acțiunile, atât a organelor electorale, și vorbim și despre birourile electorale a secțiilor de votare și de Consiliul Electoral, și acțiunile concurenților electorale. Deci nu poate să fie vorba despre aceea că instanța se uită la un articol și examinează două pagini. Instanța se prezintă un set de acte destul de impunător în general. Și judecătorul urmează să-și facă opinia reieșind din toate pozițiile, atât a Consiliului Electoral, cât și a fiecăruia din concurența electorală. Da, ipotetic vorbind, există riscul ca până în data de 21 să nu fie examinat, să nu avem o decizie? Nu, mă cred, în momentul când instanța a plecat în deliberare, asta înseamnă că când iese instanța din camera de deliberare, sunt două variante. Fie instanța pronunță hotărârea, fie instanța urmează să reia examinarea pentru a clarifica încă careva momente. Fiindcă dacă instanța îi trebuia mai mult timp, atunci urma să amâne deliberarea pe o zi, două, în dependență de... Cel puțin, să zicem altfel, nu dă Doamne în cazul în care se încalcă acel termen de 10 zile, asta nu înseamnă că asta duce la nulitatea alegerilor sau la invalidarea instanței. Asta ar putea să ducă la atragere, la răspundere disciplinară a judecătorului pentru încălcarea unui termen prevăzut de lege, dar asta nici de cum nu poate să influențeze legalitatea alegerilor pe ansamblu. Aceștia sunt niște termeni puși pentru a ordona toți actorii implicați în procesul electoral. Fie că e Consiliul Electoral, fie că e instanță de judecat mai mult, în termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii care nu ar fi ea, trebuie să fie transmisă Comisiei Electorale Centrale. Același punct de vedere îl împărtășești, domnule Cătălin? Da, numai că vreau să nuanțez. Am și spus, cred că noi aici am vorbit în mod complementar. Adică, mai ales fiind vorba de constatarea faptelor, deci trebuie să invoci foarte multe nuanțe, foarte multe elemente ce țin de comportamentul propriu-zis a actorilor electorali. Și aici intră în discuții problema probelor, aprecierea probelor, iar asta chiar ia timp. Nu știu câte situații s-a invocat. Cred că domnul Lebedinski știe mai bine, pentru că face parte din același partid și poate dânsul ne poate da vreun reper în ceea ce privește volumul de... Am fost numit la Comisia Electorală Centrală, am ieșit din membrii partidului. Nu mai sunteți în... Că nu cunosc statutul nostru actual de asta. Okay, suntem apolitici. Okay, okay. Da. În orice caz, depinde și de volumul de factologic pe care l-au prezentat petenții. Deci și în funcție de asta tot depinde durata examinării. Da, dumneavoastră vi s-a părut straniu în calitate deja, nu știu, de cetățean a Republicii Moldova, că incertitudinea nu planează doar asupra oamenilor de rând, ci și asupra politicienilor? Nu mi-e teamă aici să exemplific, spre exemplu, liderul PCRM spunea că tergiversarea mandatului lui Andrei Năstas ridic semne de întrebare și ar fi interesant să vadă până la urmă ce probe se invocă. O altă personalitate era Ștefan Urâtu. Dar ce înseamnă tergiversare? Tergiversarea înseamnă trecerea peste termen. Păi de asta ce discutăm. În momentul în care... Dacă s-ar fi niște repere... Să spunem așa, care nu sunt stabilite în mod exact, da? Da. De exemplu, aici sunt așa semne, când se invocă termenul rezonabil, când se depășește. E interpretabil. Da, este, da, ține de aprecierea instanței și atunci sigur că pot și politic spune că este vorba de o tergiversare, dar aici este termenul legal stabilit de lege, atâta termenul timp cât instanța se încadrează de Consiliul Electoral și la momentul este respectat instanța se încadrează în acest termen stabilit de lege. Prin definiție nu putem vorbi despre tergiversare. Exact. E o problemă că la noi politicienii, din păcate, și mulți fac declarații de asta istericoide pentru a se lua în seamă. Na, cu asta ei cred că pot să țină fața, să țină atenția camerelor de luat vedere și să apară în fața oamenilor, dar cred că și politicienii uneori trebuie să cunoască măsura și să aibă grijă la afirmații, pentru că, știți, repet, lucrurile astea se întorc. Am spus-o la începutul emisiunii. Ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Spuneți-mi, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, această campanie a fost una curată? Ghilmele de rigoare, curată, zic.
A fost o campanie în nota pe care noi o considerăm obișnuită. Adică a depins de prestația părților. Aici trebuie să dau o apreciere politică. Am avut un candidat exclus? Și da, oricum miza, cred că pentru miza alegerilor nu a contat. Era clar cine sunt favoriții, deci cei trei primii cunoscuți. Și s-a decis între cei trei, au câștigat doi pentru al doilea tur. Eu nu pot, nu țin neapărat să spun că a fost o campanie curată sau murdară. A fost o campanie, și am spus și în emisiunea noastră, care nu mi-a plăcut pentru că nu s-a axat pe problemele orașului. Dacă și s-au încercat, chiar și domnul Ciobanu a încercat să fie mai aplicat spre probleme, dar tot a făcut-o ca la pod, știți? Că spuneam că sunt mai nou agenții de astea de PR care povestea cu titlul de banc cineva, nu știu, poate s-a și întâmplat în realitate, dar vine unul de la o agenție de astea de PR pentru o campanie electorală și îi spune candidatul, uite, trebuie să mergi la fabrica de confecții, la întreprinderea de pește, acolo, și o să spun, dar la noi nu există nici fabrică de confecții, nu avem nici întreprindere de prelucrare a peștelui. Atunci, bine, deci la modul ăsta, eu aș fi vrut să văd analize, pentru că eu ca cetățean le cunosc problemele și chiar puteam să fac și expertiza de care sunt eu capabil în măsura în care percep lucrurile și sunt surprins că nu le observ cei care se pretind specialiști, de exemplu, în transporturi. Pot să le spun o problemă, de exemplu, faptul că centrul Chișinăului este aglomerat și din cauza că toată circulația este dinspre sud spre nord, este pusă pe o singură axă, da? Dinspre sud, dinspre gara de sud spre gara de nord, de singura axă care trece pe Asachi, Ismail și până la gara de nord, calea Basarabiei, pe care axă se mai suprapun și piața centrală care ucide orașul. Deci iată o problemă. Cum o rezolvăm? Deci trebuie măsuri neordinare. Nu așa că noi vom rezolva problema transportului. Noi vom rezolva nu știu ce. Nu, a plecat la situații complicate, de fapt. Că e o problemă. Ce facem cu piața aia centrală de acolo? Eu am o soluție, da. De exemplu, o idee. Revenim, scoasă, cred că, la aceste aspecte. Deci, eu asemenea, sau cum rezolvăm problema cu construcțiile neautorizate sau cu circulația, repet, deja nu mai poți să mergi pe trotuare. Cum rezolvăm, ajuns să pun între problema prozaică, cum rezolvăm treaba cu revenim, trotuarele. De fapt, la ceea ce se numea validarea alegerilor sau invalidarea. Citez, fiind întrebat domnul Năstase cum va proceda, spunea, dacă nu va fi validat mandatul, voi solicita sprijinul oamenilor. Vom ieși la protest. Domnul Lebedinski, haideți un pic să descifrăm toată această epopeie. Asta ar însemna oarecum paralizarea orașului? Asta ar însemna, într-o oarecare măsură, impunerea instanței de judecată să ia o altă decizie decât cea firească? Asta înseamnă că o persoană care are studii juridice, a lucrat procuror și are licență de avocat, nu este capabil să vină cu argumentarea juridică la poziția sa și să explice instanței de judecată și cetățenilor că el are dreptate și el recurge la măsuri care sunt democratice, dar nu sunt legale, fiindcă cetățeanul, în momentul în care vine cu un protest în fața instanței, asta se consideră ca fiind influențarea instanței de judecată. Dar dacă Andrei Năstase consideră că este corect și nu a încălcat legea, atunci el nu are de ce se teme. Atunci urmează să prezinte el cu reprezentantul său cu drept de vot consultativ sau își mai ia un avocat în instanță și să vină cu argumente juridice și cu dovezi că dumnealui nu a încălcat legea. Asta este un fir logic. Dar în momentul în care tu ești avocat de profesie ani de zile, tu te manifesti doar ca jurist, eu n-am văzut ca domnul Stasi să încerce să spună că a avut alte experiență decât cea juridică și tu spui că odată ce va fi o anumită decizie, zici că tu ai scos oamenii în stradă, bine. Asta arată profesionalismul tău. Dacă așa vrei să fii și primar... Domnilor invitați, ambii sunteți până la urmă cu o pregătire juridică în spate. Întrebarea mea este tranșantă. Ca să vedem cât de independentă este judecătoria. Credeți în faptul că această decizie este
nepresată, este una cu adevărat care vine de pe urma examinării minuțioase a probelor care au fost depuse în dosar, sau vorbim de mixtiunea politicului, zic lucrul ăsta reieșind din faptul că am asistat la discuții interminabile pe ceea ce se numește partajarea instituțiilor în stat. Domnul Dan, în calitatea mea de avocat, da, am văzut fel de fel de hotărâri, de la cele mai obiective și până la cele mai absurde. Da? Când legea spune în mod imperativ că urmează să fie într-un fel, dar instanța se face mort în popșoi și procedează absolut invers. Ce va fi în acest caz, urmează să vedem. Variante sunt mai multe și problema de bază este interpretarea legii și incertitudinea normei legale cu privire la anumite aspecte. Este prea mult spațiu de manevră pentru o instanță care urmează să dea apreciere. Legea nu are și nici nu poate să stabilească criterii clare că 1, 2, 3, dacă se întrunesc condițiile, atunci alegerile sunt invalidate. Dacă nu este unul din elemente, atunci ele nu sunt. Nu este o normă care să stabilească foarte clar. Totul rămâne, da, cum este scris în Codul de Procedură Civilă, la intima convingere a instanței de judecată. Este clar un lucru că bănuiesc eu, indiferent de situație, avem trei instanțe, acum examinează instanța de fond, mai urmează și Curtea de Apel și Curtea Supremă Justiției. Dacă cineva se va considera afectat în dreptul sale, are tot dreptul să meargă până la ultima instanță să demonstreze legitimitatea sa. Domnule Cătaniu, de la orele 16.45 s-a retras, acum suntem aproximativ în jurul orei 21, nu avem încă o decizie. Vreau să vă întreb, ați invocat procedura legală, ați vorbit despre probleme care trebuie să fie examinate. Eu în calitate de cetățean vorbesc acum și probabil se vor alătura cu poziția cei care ne vizionează. Dacă s-a știut că nu s-a reușit a examina, dacă există anumite, nu știu, incertitudini, de ce nu s-a stabilit pentru ziua de mâine, pentru ziua de poi mâine, pentru că și colegii noștri din media care stau sub ușa judecătoriei și așteaptă decizia nu este tocmai cel mai plăcut lucru. E dreptul mediei să stea la ușă. Da, fiind a patra putere, da. Dar ce să mai vorbească avocații care stau cu zilele unor trebuie să stai pentru o cauză o zi întreagă, pentru că așa este programul. Asta e situația când avem o parte vizibilă. Și de asta am dat explicațiile pe care le-au auzit telespectatorii. Decizia nu este infiltrată prin politic? Nu, eu nu văd care ar fi chiar interesul politic. Eu văd că unii declară, repet, doar ca să pară foarte interesanți. Eu văd că acum mai nou orice s-ar întâmpla, chiar și dacă plouă, nu plouă. Dacă plouă, înseamnă că e vinovată o persoană. Dacă nu plouă, tot o persoană e vinovată la noi pentru ce se întâmplă. Deci discuțiile sunt de această manieră. Eu nu văd care ar fi interesul politic, mai ales că din punctul meu de vedere, repet, eu cred că Năstase nu-și dorește această funcție. Ar aștepta cu pâinea caldă o soluție care aparent ar fi defavorabilă, că să fie constatate încălcarea legilor și invalidarea alegerilor, astfel încât dânsul să aibă ocazia, iată, aș invocat ce vrea să facă, să facă proteste, pentru că acolo este în elementul său. Da. Eu l-aș lăsa, dacă ar fi după voia mea așa discreționară, să fie lăsat acolo și să demonstreze că este capabil să fie un manager bun. Eu vreau un răspuns de la domnul Lebedinski, iarăși prin prisma legalului. Urmează în această seară, sperăm să avem o decizie. În cazul în care nu convine cuiva, ești firesc, o decizie de judecată poate să nu convină cuiva, mâine poate fi depus la Curtea de Apel și respectiv la Curtea Supremă de Justiție pentru a trece toate cele trei etape, așa? Exact. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru atenție. Estimați telespectatori, am așteptat și noi decizia instanței de judecată pentru a vedea dacă sunt validate sau nu alegerile locale. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Accent TV. Pe curând!